Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici două silver cu 147 de gold, două trimuschetire și Royal Delivery. Mai avem aici 135 de gold, Hell Spirit și Barbarians. Mai avem un free chest care are 107 gold, Firecracker și Hell Spirit. Și mai avem... Hai să începem cu... Să continuăm cu crown chesturile. De fapt, cred că e unul singur, da. Avem un crown chest aici, care are 1079 de gold, două gemuri, Ice Golem, Skeletons, Hell Spirit și un Hunter. Ok. Și mai avem acest Magical Chest, care are 1504 gold, beți, Royal Delivery, avem o clonă, avem un execuționer, 18 cu tremure, 14 X-Bow și Skeleton Army. Bun, hai să vedem prin clan ceva de donat. Ok, am putea să dăm un Hunter pentru... Hai să dăm un Hunter pentru ceva deja maxat și ne luăm niște gold și niște Star Points. Și mai avem niște oferte în shop, ok, câteva chesturi aici care... Este destul de scumpe după părerea mea și 10 gold, 10 gemuri pe care le-am colectat deja. Bun. Păi, hai să începem cu un match de 1v1. Punem arcașele, o să punem și hog-ul. Hai să punem hog-ul aici. Ok, și am pus acel mini pack, trebuie să ne apărăm, o să pun Valkyra. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele de Clash Royale și să apăsați butonul de like. Ok, scăpăm de acei barbari. Scăpăm și de Fire Spirit. Hai să punem aici un mini pack ca să mai evităm niște damage pe tur. Uite focul. Și o să dăm un Eros aici. Ok, și-a pus Knight-ul. Asta e destul de nasol. Pune și noi Valkyra sau mai degrabă... Cred că o să dăm o rachetă. Da, și cu toate astea nu scopăm de acel Mega Knight. Și suntem într-un mare deficit de elixir, nu înțeleg de ce. Punem aici arcașele, hai să trimitem și hog-ul. Și ar trebui să... Poate ce s-a dus pe furnace acolo. Băi, nu înțeleg logica lui hog-ului, deci l-am pus super în dreapta și s-a dus în... centru, apar n-am de ce. Hai să punem Tesla. Ok. Scăpat acolo, hai să scăpăm și de Wizard. Și încercăm un nou push. De data asta pe partea stângă. Dăm și un Eros aici. Da, și reușim să doborăm turnul din stânga. Hai să vedem acum cum ne apărăm. Punem aici o Valkyra. Punem și un mini P.K.A. pe acel Wizard. Ok, și trebuie să punem un Freeze, ok. Am scăpat de acel mini P.K.A. Scăpăm și de... unul din barbari.
bun și stăm un pic mai bine momentan. Hai să încercăm un nou atac. Ok, am reușit acolo un hit cu Hog-ul. Punem aici Tesla. Ok, probabil va pune Battle Ram-ul, dar mă așteptam la asta. Să-i dăm una. Ok. Băi, și cât damage a reușit să ne dea acolo, practic, a câștigat meciul cu acel Battle Ram. Bun. Ok, asta a fost de încălzire. Hai să jucăm la turnament. Aici contează cu adevărat victoriile. Începem cu arcașele din spate. Punem Tesla. Suntem și un foc. Și ok. Să așteptăm momentan. Punem mini P.E.K.K.A. Să dau și un Eros. Ok, mamă, și ce push am prins acolo. Reușește să ne dea just unul din dreapta. Hai să încercăm un nou atac pe partea dreaptă. Începem cu arcașele. Da, probabil va da acel Mega Knight. Da, și de data asta se duce bine Hog-ul. Se duce pe turn. Ok. Păi, mai avem nevoie de damage pe turnul din dreapta. Hai să vedem dacă reușim să... Da, nu va reuși acel Hog să mai dea un hit. Da, și obținem încă o înfrângere în acest episod.
Ok, am început destul de rău și acest match. Hai să... Da, așa. Trimis-o și Hogul acolo. Hai să vedem cum cum vom termina acest match, pentru că e destul de greu. Și nu ne mai permitem o nouă înfrângere, așa că hai să jucăm un pic mai bine. Un freeze aici. Și a venit un pic prea devreme. Măcar mi-a mai scos ceva elixir. Hai să vedem. Pornim cu arcașele. Punem mini pe cam. Punem aici Valkyra cu foc și freeze. Și ar trebui să... Da, hai că am prins un atac bunicel. Dar tot nu reușește acel mini pe ca să ajungă pe turn. Mai încercăm o dată. Mini P.K.A. Valkyra. Hog. Și Fizz. Ok. Nu se los. Da, și reușim să-i dăm jos turnul. A fost un meci greu. Bun, reușim să mai progresăm aici un pic, ne luăm 100 de arcașe și cam atât cu episodul de azi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!